Este important să transmitem un mesaj către generația tânără și generația tânără să ducă mai departe ceea ce parte dintre noi am trăit văzându-i și pe Grigore Vieru și soții Teodorovici și oamenii politici pe care i-am comemorat astăzi. Sunt acțiuni, zic eu, simple, dar încărcate de relevanță, pentru că fiecare dintre noi în viață trebuie să ne păstrăm o verticalitate a idealurilor și a simțirilor când vine vorba despre identitatea noastră națională. Pe 27 martie, zi în care se sărbătorește unirea Basarabiei cu România, 27 martie 1918, se împlinesc 106 ani de la acest eveniment și am venit astăzi să-i cinstim pe cei care au trudit cu toată ființa lor, toată viața lor, pentru a păstra vie memoria evenimentului de la 1918.